Reprezentanții Sanitas se arată profund dezamăgiți de decizia guvernului de a ataca decizia de majorare a salariilor din sistemul sanitar. Nemulțumirea a fost făcută astăzi public în fața reprezentantului guvernului în teritoriu, prefectul Marin Nițu. După cum preciza liderul sindicatului Sanitas filiala Sălaș, Clement Hodiș, decizia guvernului de a cere un control de constituționalitate a legii de aprobare a ordonanței de urgență a guvernului privind majorările salariale nu este justificată, deoarece existau banii prevăzuți la buget, iar greșeala aparține ministrului Sănătății. Mereu am avut opozanți care spuneau, da, acceptăm, recunoaștem că aveți dreptul, că sunteți mai puțin decât ar trebui să fiți, că salariile sunt mici, dar nu există resurse financiare. Ca să aflăm, în urmă cu puține zile, respectiv cu puțin înainte de ultima rectificare de buget făcută de guvern, că Ministrul Sănătății a solicitat Ministrului Finanțelor ca tocmai de la drepturile salariale, tocmai la drepturile salariale au făcut economii și a solicitat Ministrului Finanțelor să țină cont de aceste 261 de milioane de lei pe care le are în economie și să le retragă. Ne-am mirat de ce ministrul s-a opus și de ce a atacat la Curtea Constituțională când avea alocați bani tocmai la acest capitol. Pe de altă parte, liderul de sindicat este optimist și spune că există semnalmente că legea este constituțională și va putea fi aplicată. Ordonanța a fost atacată la Curtea Constituțională. În data de 7 decembrie, Curtea a programat-o pentru a se pronunța. Semnalele noastre și speranțele noastre sunt că, din punct de vedere al Constituției, ordonanța este ok. Dacă va trece, legea de aprobare a ordonanței este constituțională, dacă va trece ca fiind constituțională, urmează promulgarea și eventual discuții pe data de aplicare a ei. Reamintim că plenul Camerei Deputaților a votat creșterile de sporuri și salarii din domeniile sănătății și educației, iar guvernul a cerut un control de constituționalitate a acestei legi. Decizia Curții Constituționale va fi dată în data de 7 decembrie.